crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic și aici avem euro. Mai venim de acasă. Așa. Avem 800 de euro care pot ajunge la Lucian. Bună dimineața, Lucian. Salut, Luci. Bună dimineața. Salut, salut. Ce faci? Salut. Acasă. Uh-huh. Acasă pe unde? Sufragerie. În Năvodari. În Năvodari. Cum e, da. Cum e mare azi? Nu știu, n-am fost la mare. N-ai fost la mare. Am fost sâmbătă la mare. Am Așa. Prins zargan. În sensul prins? Că am prins la restaurant. Bravo, mă. Aole, ce bun. Știi de când pândeam. Am senzația că e ceva sezonalitate la zargan, că la Marea Neagră n-a reușit să prind niciodată zargan de ăsta adevărat, de-a lung. Da, e sezonul. Sau zargan, nu știu cum e, eu zic zargan. Luci, cum se zice, zargan sau zargan? Zargan, știam. Cu A sau cu A? Zargan. Cred că e sezonul lor în sensul că sunt mai puțin turiști și de asta poate e prins. Că da. Nu, dar nu știu, dar nu cred că se prind vara. Aoleu, ce bun a fost. Cred că trebuie să-i scoată de la lada frigorifică. De un anumit sezon când îi scot. Acasă singur? Acasă singur, de da? Concediu. Un concediu? Ce faci de obicei? Cu ce te ocupi? Șofer pe autobuz, transport persoane. Uh-huh. Lucian, noi toată săptămâna trecută ne-am chinuit să dăm premiu. Dar am ajuns până la 4.000 cu el și n-am avut succes deloc. Sperăm în dimineața asta să avem mai mult noroc cu tine. Dacă nu mă sun al vineri. Ce să... Sunăm și noi pe cine ne răzesc da, sorții. Da. Băieții caprazii. Da. Lucian, deci tu știai vineri prima întrebare? Bineînțeles. Care a fost prima, mă știi? Ce Optim? Sunt cicladele? Care era prima? Ce sunt cicladele? Ah. Insule. Da. Hai să vedem dacă știi și azi. Luci, pe bani, cu emoții. Bineînțeles. Că se schimbă un pic datele probleme. Hai să vedem întrebările. Eu zic că știe. Știe nea toți banii. În ordine, da. Toți banii nea. Bine, hai, mult succes, Lucian. Ia-ne banii. Mulțumesc. Hai să pregătesc eu, că am uitat să pun pusesem asta. Am prins pe George emoționat în dimineața asta. S-a emoționat de la piesa aia de mai devreme. 100 de euro. Lucian. Da? N-are cum să spună probleme prima întrebare de astăzi. Trebuie să ne spui pentru 100 de euro ce culoare are vinul Merlot. Merlot. Zi. Alb. Nu ești băutor de vin, a? Nu, nu. Bine ar să fie. Mai aveai ca variante, ce mai aveai? Roze? Roze. Roșu și vino verde ăla portughez. Vino verde. E vino... Ăla e alb, da, mă rog, da. Cu inflexiuni verzi. E verde, mă, mai... spune că e verde, e verde. Verde fosforescent. Fosforescent, da. Are și bule. Puține. Puține, da. Da. Unele au o aciditate specială, da, pentru că e foarte proaspăt. Da. Da, Merlot cum e, că eu nu știu. Haide, mă. Da, pare că suntem urmăriți de ghinion. Da, cum, mă? Și noi și concurenții. Lucian, ce faci vineri? Vineri? Nici nu știu. Te mai înscrii? Că poate iei premiu de 4.000 de euro. Știi că ai voie să te ai voie să te înscrii doar dacă nu câștigi. Da, da, am înțeles, știu. Asta e ideea. Merlot e roșu. Aveai 50% șanse să o nimerești. Era și roze, stai așa. Era și roze. 33. Da, mă rog. La sută. Mă rog, caracteristic, da. Adică, Merlot e roșu. E roșu. Da. Mulțumim, Lucian. E cel mai cunoscut soi de... În niciun caz nu e alb. Vin roșu la nivel internațional, din câte am înțeles eu. Mai există și Merlot Rosé, dar nu... Adică... Tot roșu, roze, știi ce spune, e o nuanță. Nu e alb. Asta e ideea. Ne pare rău, Lucian. Nu s-a făcut încă Merlot alb, sau Merlot, cum se mai zice la noi. Așa că mâine începem de la 200 de euro, prieteni, și sperăm să fim mai norocoși și noi și ascultătorul sau ascultătoarea ce va fi extrasă de sistem. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM. 8:47, ne-am întors cu dublu sau nimic. Cu dublu sau nimic. S-a cercetat, s-a vorbit cu enologi, cu vinificatori, există tradițional Merlot este un vin roșu. Dar există excepții, se fac și în România, blanc de Merlot și așa mai fii departe. Fii atent, Luci! Omul cât trăiește în viață, învață. În viață, învață. Da? Și așa cum se fac mici din mazăre, se face și vin alb din struguri roșii, da. Pentru că strugurii Merlot sunt
roșii spre negru, dar cumva vinificatorii reușesc să facă vin alb din ei. Deci dacă întrebarea era din ce struguri, de ce culoare se face vinul Merlot... Ce culoare au strugurii, da. Merlot era roșu, dar vinul poate fi și alb, astfel încât, Lucian, revenim la tine. Da. Na. Ai 100 de euro, e a ta deja. Ești norocos așa de felul tău, a? Nu prea. Uite, că, uite că azi ai avut noroc. Și poți merge mai departe dacă vrei. Și noi ne-am făcut mea nostra culpa la semnalele primite de la câțiva ascultători care au spus că există Merlot alb, astfel încât tu ai câștigat 100 de euro, Lucian, și continuăm concursul dacă dorești să dublezi sau poți să iei 100 da, da. Și să... Dublăm. Dublăm. Gata, așa să facem. Da, da. 200 de euro. Acum, dacă s-a întâmplat asta, vrea să ne ia toți banii. Ce crezi? Păi normal. Ia să vedem. Și bine face. Pentru 200 de euro, Lucian, spune-ne în ce film animat Disney celebru este personaj principal Pongo. Pongo. Zicești tu un desen animat? Pongo, un desen animat. Faimos. Așa, cu câini. Cu câini, da. Cu câinii, da. Cum îl cheamă? Oh. Mulți câini. Știu că mulți. Mulți, peste 100. Vreo 100 și ceva. Unul dalmațien. 101 dalmațien. Hai mă, Luci, mă. Și ai avut și șansa asta să revii cu da. N-a fost contestația, cu Merlou. Cu... Dar era atât de greu? Ai avut un lapsus vis-a-vis de numele filmului? Sau... Da, da, da. Da, ăsta e chiar ghinion. Păi n-ai văzut că ai știut că a zis câini. Ăla cu câinii, da, ăla cu câinii. Câinii. Eh, asta e. N-a fost să fie nici la a doua strigare. Nici la a doua, da. Lucian, așadar am învățat și astăzi ceva nou despre vinul Merlot. Despre Pongo. Despre Pongo, că e din 101 dalmațieni, câinele băiat. Și mâine începem de la 200 de euro, sperăm să ajungem la 1600. Bine, o să ajungem și acolo. Mulțumim tare mult, Lucian. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.